Haideți să vedem de ce este capabil mistrețul. De la început vă invităm să vizionați câteva videouri scurte. Habitatul mistrețului este destul de răspândit. Acest animal se găsește pe aproape fiecare continent. Prin aspectul său fizic, mistrețul ne amintește de porcul domestic și de fapt chiar este porc din familia porcină. Este strămoșul porcului domestic, dar spre deosebire de acesta, corpul lui este acoperit de blană, deasă și aspră. Culoarea depinde de mediul în care trăiește. Înălțimea ajunge la 1 metru, lungimea corpului 175 de cm. În mediu, greutatea lor poate ajunge la 100 de kg. Unele surse vorbesc despre faptul că în Europa se găsesc exemplare de 150, 200 și chiar 250 de kilograme. Nu e de mirare că un asemenea mistreț de așa dimensiuni este considerat unul dintre cele mai periculoase animale. Sunt foarte activi, aleargă rapid, pot ajunge la o viteză de 40 de km la oră, înoată destul de bine și sunt rezistenți. Una dintre caracteristica specifică a porcilor este că sunt omnivori, mănâncă tot ce li se mișcă sub nas, comestibil și necomestibil. Există o mulțime de videouri online cum oamenii hrănesc porcii cu chestii foarte stranii. Se vorbește că un porc flămând poate mânca și un om, dacă acesta nu se va opune. Imagini de genul sunt deseori folosite în seriale și filme. Mistrețul în sine nu este un animal agresiv și nu atacă primul, dacă nu este vorba despre autoapărare și perioada de împerechere. Adulții au niște colți ascuțiți care pot lăsa răni adânci. Mistreții au destul de mulți dușmani, în special lupii, din cauza că aceștia vânează în haite și deseori câștigă, dar există și situații inverse, când lupii pierdeau lupte cu mistreții experimentați. Pe lângă lupi, mistreții sunt adorați de tigri, leoparzi și desigur că urși. Desigur că mistrețul nu poate concura cu tigrul sau ursul. O să vedem câteva exemple din întâlniri de genul. Iar aici vedem o haită de lupi care a înconjurat porcul sălbatic. La urmă au arătat mistrețul mort. Nu e clar unde au dispărut prădătorii, dar ca regulă un mistreț adult poate să se protejeze destul de bine. Doar în haită lupii pot să-l doboare. Leoparzii și gheparzii sunt foarte agili și rapizi, niște vânători cărora nu toți pot să le facă față. În majoritatea cazurilor primesc ceea ce vor, dar și mistreții nu se lasă bătuți fără luptă. Haideți să ne uităm la ce e capabil mistrețul. În aceste videouri, el primul atacă și fuge după lupi, hiene, leoparzi, tigri și chiar urși. Iar un mistreț a reușit chiar să alunge și leul. We'll be right back.
Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, vouă vă este frică de mistreți? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!